Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, ne-am adunat aici la masă, ca la masa guvernului. Suntem aici, bună seara Răzvan. Bună seara. Zamfir, suntem aici în fața unor informații noi în ceea ce privește această secție de investigare a infracțiunilor din justiție, atât de importantă pentru Partidul Social Democrat, încât ar fi dat orice în momentul când au venit oamenii ăștia cu MCV-urile peste ei. Ar fi dat orice numai să rămână această secție în picioare. Comisia de la Veneția a recomandat, domnule, terminați cu prostiile astea. Domnule, dăm orice, suntem de acord să renunțăm la orice. Renunțăm și la guvernare, nu renunțăm la această secție. Practic am luat guvernarea pentru această secție. Vedeți, dumneavoastră, au scris oamenii aceia nu știu câte pagini în programul de guvernare, dar doar ca să fie un fel de garnitură la această secție. Practic secția asta era tot ce conta pentru Partidul Social Democrat și, dacă vă amintiți, înainte de alegerile din 2016 până 2015 pe final, deja începuseră niște oameni să propună această secție specială pentru magistrați, inclusiv niște oameni care pe vremea aceea se aflau în anturajul domnului Victor Ponta, gen era finul domnului Victor Ponta, unul dintre inițiatorii acestei propuneri legislative. Deci, cine a avut urechi de auzit și urechi de văzut că la televizor anunțau aceste lucruri, mai mult sau mai puțin direct, știa că Partidul Social Democrat are de gând așa ceva. Cine a avut urechi să vadă, ne aducem aminte că și Victor Ponta însuși la un moment dat în începutul carierei ăsteia pare că nu se mai termină și a dorit să conducă o secție de genul acesta. Păi ce se mai desfășoară cariera domnului Ponta? Tu ai senzația că în momentul de față domnul Ponta mai are o carieră în care se află? Îi ia într-una deputați lui Liviu Dragnea. Da, da, are cariera lui. Cu asta se ocupă el. Deci el în civil își va trece. La un moment dat când s-a angajat domnul Victor Ponta cinstit ca orice om la o multinațională. Și-o căuta un loc de muncă. O să-și pun acolo și am convins 200 de, nu știu, 20 de deputați să treacă de la partidul lui Dragnea la mine. Deci ce face Victor Ponta acum poate fi echivalat cu următorul gest. Te duci cu o găleată să scoți apă din mare. Cam asta face Victor Ponta în momentul de față. Un pic acolo, ceea ce e important. Da, văzut, deranjează un pic dramatic, acolo. Dramatic, da. Deranjează un pic acolo. Cum începe să deranjeze această secție de investigare a infracțiunilor din magistratură, din justiție, așa, începe să deranjeze. Vedeți că statul paralel, știm cu toții, e deranjat de această secție. Și acum această secție, știm de ieri, chiar vorbeam pe la ora asta, despre faptul că au cerut dosarul Teldrum pentru că chipurile ar fi acolo un magistrat anchetat care a intrat în vizorul acestei secții. Și atunci, haideți că ne ocupăm noi de dosarul Teldrum. Acum azi vin cu niște clarificări. Cei de la această secție vin și spun așa, nu, domnule, deci n-am cerut dosarul ca să-l anchetăm, noi să-l soluționăm, noi să dăm un verdict pe el, că doar n-am înnebunit păcatele noastre. Să-l trimitem în judecată. Da. Au venit cu următoarea idee, zice, au un lucru mai multe dosare în care sunt vizați magistrați, iar unele dintre ele au legătură și cu magistrați implicați în Teldrum. Și atunci am rugat așa, decât să mergem la DNA să intrăm peste oamenii acolo ca să vedem niște lucruri, mai degrabă dați-ne nouă câteva zile dosarul Teldrum, asta le-a dat pe-n cap. Dați-ne câteva zile dosarul Teldrum, ne lămurim, vedem ce e de văzut acolo, după care îl returnăm și nicio problemă, continuați ancheta. Și ce au făcut? L-au trimis închis elev 10 sau nu? Cel puțin deocamdată Marius Bulancea și doamna Alain Crânjean, care sunt cei care instrumentează acest dosar, au zis că nu e cazul. Și atunci stați, nu mai vedeți nimic. Au emis o ordonanță care... Vă povestim noi! Au emis o ordonanță care să-i oblige să dea dosarul, pentru că altfel e un fel de obstrucționare a justiției. Nu poți, domnule, să obligi nimic, e o prostie asta. Domnule, cine a emis, domnule, ordonanță? Secția asta? Procurorii, da, secția. Păi și secția asta ce? Da, secția asta ți se pare că e vreo școală de drept? Ți se pare că e vreun izvor de drept? Deci, practic, tu chestionezi relevanța acestei secții, da? Nu știu de ce e relevantă. Păi vin și spun... E metoda PSD-ului de a-și rezolva problemele. Păi e un fel de medicament pe care îl ia PSD-ul, secția asta pentru infracțiunile din justiție. Hai până îl potolim pe domnul Zamfir, pentru că vine să pună în discuție. Mă ia și pe mine secția asta pentru magistrație. Dar poate intre și pe atribuțiile CNA. Poate spune, am zis că la Consiliul Național Audiovizual lui monitorizați activitatea de presă. Nu mai bine ne ocupăm noi și de emisiunile televizate? Pentru că vorbesc despre magistratură acolo. Pentru că evident și mulți au atras atenția spre unor nereguli din justiție și ca să fim siguri monitorizăm noi toată presa și vedem dacă găsim ceva pentru magistrație. Ar fi în stare oamenii ăștia. Ar fi în stare să-l ascultăm pe Liviu Dragnea aseară pe la ora 9 după cextul PSD răvășit de teribile dezbateri și dezbateri de acolo, întrebat în legătură cu intrarea domnului Dragnea în justiție, interferența în justiția domnului Dragnea, să-l vedeți, are un stil de a minți, deci practic vezi că omul nu mai complică, el nu mai încearcă să dejoace senzația că minte. Nu, pur și simplu, te-o zice și hai mai departe că avem treabă. Hai să-l ascultăm.
Domnule Dragnea, aș vrea să vă întreb dacă știați dumneavoastră de acea ordonanță de urgență pe care astăzi a adoptat-o guvernul cu privire la modificări la legile justiției. Nu, dar am citit-o. A venit și un atac, putem spune, din partea președintelui Klaus Iohannis vis-a-vis de această ordonanță de urgență și permiteți-mi să citez. Guvernul PSD vrea să creeze prin ordonanțe de urgență un statut special pentru cei care au probleme în justiție. Credeți că se referă la dumneavoastră? Ce pot să comentez la o asemenea prostie marca Iohannis? Ce legătură are ordonanța aia cu mine? Știți de ce secția specială de investigare a infracțiunilor în magistratură a cerut să instrumenteze cazul Teldrum? Habar n-am. Nu aveați cunoștință despre acest lucru? Nu lucrez la secția respectivă. Eu nu știa că există această secție. Nu, atenție, a spus, nu lucrez la, aici n-am mințit, nu lucrez la acea secție. Am oameni care lucrează pentru mine la acea secție. Am lucrat la acea secție în sensul că am făcut-o și acum se merge de la sine. Se autosustine. Da, nu mai lucrez la acea secție. Nu mai are autonomie. Știi cum, lucrez la ea acum, până o pun în păpijoare, după care îi dau drumul și își face treaba. Totuși, bine că a recunoscut că a auzit această secție pentru magistrații, acest DNA PSD. Informație bombă asta. Liviu Dragnea admite că știe de existența acestei secții. E mare lucru, pentru că vezi tu, de-a lungul timpului Liviu Dragnea n-a știut ce făceau prietenii lui cu care mai mergea la vânătoare din când în când. Ce făcea fisul, iară, nu știa. Habar n-avea. Nu știa ce fac oamenii din guvernul României. Nu știa ce fac oamenii din Parlamentul României. El e acuzat, vezi tu, că apropo de fisul, Răzvan, el e acuzat că a luat de la copii, da? Da. Păi nu, invers, atenție, depinde de copil, pentru că lui fisul, de exemplu, i-a dat. Păi a luat de la copii altcuiva și a dat copiilor proprii. Păi spune, domnule, așa, concret, așa, da. El a ajutat mulți copii. Dar nu vreau să pare că are ceva cu copii în general, nu, deci, cu copiii lui n-are nimic. Asta deci e. El l-a ajutat, sunt mulți copii ajutați de Liviu Dragnea și asta trebuie să spunem, adică măcar să mimăm imparțialitatea, da, dacă da, tot da, nu. Deci este acest copil, Valentin Dragnea, ajutat de domnul Liviu Dragnea. Mai e o fetiță, nu știu dacă o știi, Irina Tănase, iarăși ajutată de domnul Liviu Dragnea. Fica domnului Dragnea, ajutată de asemenea de domnul Dragnea. Și fica. Dragnea. Adică da? Sunt mulți copii are... așa care de-a lungul timpului au beneficiat de sprijinul domnului și Liviu Dragnea. Și pentru că tot a fost tenisat. Are și că și pe la partid a ajutat niște copile. Și are și foarte mulți copii de mici care tot da, așa dar sunt copii bătrâni de mici. Sunt bătrâni așa. Bun, această secție, de aici vine spectacolul, ajutată data de ziua de astăzi. Lumea justiției s-a dus la această secție de investigare a magistraților, da? Investigarea infracțiunilor din justiție și au făcut o plângere, o să vedeți cum, domnului Timmermans, bravo, domnului Timmermans păi și Vera Jurova. Da. Vera Jurova este comisarul european pe justiție și au făcut o plângere. Cum i-au făcut o plângere? Acesta este documentul că au făcut o mișcare. Că te gândi, bă, dar cum, Doamne, iartă-mă, că ăștia și nu cât sunt... de greu poate fi? Păi da, dar ăștia nu sunt magistrați, nu sunt... Cum? Cătează. Ce legătură au? Păi pentru că ar fi măsluit MCV-ul, raportul MCV ar fi măsluit și au plecat de la domnul Augustin Lazăr, căruia de asemenea au făcut o plângere la această secție. De fapt au făcut un pachetel, au făcut un platouaș, cred că e termenul de specialitate juridic, un platouaș pe care îi regăsim pe Franz Timmermans, pe Vera Jurova, pe Angela Cristea și pe Augustin Lazăr, pe care îi împachetează lumea justiției într-un grup infracțional organizat, vinovat de abuz în serviciu fals intelectual, comunicare de informații false, toate în legătură cu falsificarea raportului MCV și dumneavoastră, probabil ați aflat de ieri că am discutat acest subiect. Dom'le, și dacă a trecut un magistrat cu mașina pe lângă un grup infracțional organizat, e dreptul secției pentru investigarea infracțiunilor de justiție să intervină. Deci, în momentul de față, pentru că îl găsim pe acest domn, Augustin Lazăr, procuror general al României, în plângerea formulată de jurnaliștii independenți de la lumea justiției, sigur că poate acum doamna Adina Florea să-l ancheteze și pe Franz Timmermans, că e la pachet. Păi nu că poate, mă, trebuie neapărat. E obligată de lege, îmi cer scuze. Păi e condamnată la ancheta pe omul ăsta. Dânsa n-ar fi vrut să-l ancheteze. Dar ce să faci? Dacă a fost depus acest denunț împotriva domnului Franz Timmermans, împotriva doamnei Vera Jurova... Deci, practic, ce să faci? Îi lași neanchetați pe oameni? Păi ne vom trezi cu oamenii ăștia, am această imagine cu doamna Jurova, comisarul european pe justiție și cu domnul Timmermans, vor veni așa și vor intra în parchetul, vor descinde, va fi ce a făcut doamna Chiove și numai că... Dacă nu sunt atunci cu mandat? Dacă nu-i aduce păi cu cătușe? Păi poate nu se prezintă? No, vor veni de bună voie vor veni de bună voie. Respectă justiția din România. Și ce faci dacă acești oameni apărători ai statului paralel, că eu asta înțeleg de la plângerea depusă de Lujul,
că oamenii ăștia nu sunt tocmai nu sunt. Cum ar trebui, normal. Nu? Deci au făcut un rău României, poate vor să facă și al doilea rău și să nu se prezinte la această modestă secție înființată de PSD. Îi aduci cu mandat? Păi îi dai ordin de reținere 24 de ore lui Franz Timmermans? Păi spune ce se are preventiv 30 de zile. Domnul Timmermans va candida din nou, acum va candida, va avea Nișel niște păi alegeri. Nu, fără penali. Stai un pic, asta e ideea. El va candida și se speculează că va folosi în candidatura lui la Uniunea Europeană într-una acest argument cu România, va lovi în România, într-una va avea această obsesie. Și de acum înainte, cumva va trebui să se recuze din discuție pentru că pare parte într-un proces cu guvernul sigur, actual. Sigur, sigur că da. Plus că el ar trebui în momentul față să facă un pas înapoi, nu? E penal. E penal, penalii n-au ce căuta. Încă o întrebare. De ce n-a avut curaj domnul Savaliuc, jurnalistul extrem de îndrăzneț care a depus această plângere? De ce n-a avut curaj să spună răului pe nume? De ce s-a învârtit așa printre Augustin Lazăr, Franz Timmermans? De ce nu s-a dus direct? De ce nu s-a dus direct la Soros? De ce n-a ajuns la... Păi da, nu. Nu. Păi asta trebuia păi făcut dacă avea curaj. Ba, ajungi direct. Depui o plângere și spui. Chioveși și Soros s-au înțeles să distrugă România. Nu înțelegi. Asta înseamnă curaj, Radu. Asta înseamnă că te ține 5 secunde, asta înseamnă curaj. Asta înseamnă și nebunie. Mergi din om în curajul om până ajungi, păi până ajungi la Soros. N-avem timp. Mergi din om în om. Nu adică timp. Așteptăm să distrugă România cu totul, nu? Nu, domnule, trebuia depus o plângere penală pe numele lui Soros. Trebuia domnul Adina Florea, dacă e un patriot adevărat, să emită un ordin 24 de ore. Arestat, reținut, îmi cer scuze, da. Să meargă cu propunere de arestare preventivă 30 de zile cu Soros, să vedem atunci dacă își mai permite el să plătească persoane majore, copii, dar și animale. Am văzut la România TV să protesteze împotriva guvernului legitim PSD-ALDE. Dar de ce nu se vrea asta? Este doamna... Acum nu știu, îi lezăm independența? O punem așa retoric. E întrebare. Este doamna Florea omul lui Soros? De ce nu merge direct la sursă? Sau poate e domnul Savaliuc omul lui Soros? De ce nu depune o plângere pe numele lui? Nici nu îl protejează. Nici nu mai poți să ai încredere în nimeni. În nici noi nu mai față. Știm că suntem oamenii lui Soros. Pentru că vezi și, tu, Joana, da, vezi și tu că atât de greu a fost să nominalizeze doi miniștri aseară, au stat până pe la 9 și ceva în creierii nopții ca să vină cu două propuneri cu care au și plecat de altfel de dimineață. Bine, propunerile alea sunt așa, cum să spun eu, sunt propuneri din ajutorul de șomaș. Și că există conceptul de buget redus, cel puțin la filme. Da. Și te uiți, și e mai sărăcăcios așa. Dom'le, bugetul redus nu e suficient pentru a descrie calitatea acestor propuneri pe care le-a făcut Partidul Social Democrat. Deci, practic, mă uitam și mă gândeam, dom'le, Olguța Vasilescu și cu Mircea Drăghici erau niște variante nefericite, ca să ne exprimăm eufemistic. Și cu toate astea, PSD-ul a reușit să vină cu ceva sub Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici ca noile propuneri. Daniel Suciu, ministrul dezvoltării, este cel care va prelua teribilul program național de dezvoltare locală care ne scoate, fiind la Ministerul Stai Dezvoltării. Să vedem dacă îl preia. Că... Dacă îl va prelua, da. Hai să menținem niște semne de întrebare. 10 milioane de euro va avea de cheltuit, va avea de rulat omul acesta în acest program care ne scoate din noroi, domnul Daniel Suciu, Daniel pe Suciu. Care putem să-l ilustrăm cu o imagine. Da. Care este, după părerea mea, o imagine edificatoare. Poate vă întrebați cine este domnul Daniel Suci. Este un cormoran. Este cel din dreapta. E un cormoran, Răzvan. Nu că nu-l mânca, îl pupa doar. A, bun. Pare totuși... Domnul Daniel Suci, într-o ipostază ceva mai tânără, în partea dreaptă a ecranului, în stânga peștele său, pe care, mă rog, îl pupa aici. Nu e foarte clar ce se întâmplă, dar e o imagine care ne demonstrează că e un personaj uman, domne, e uman. E extrem de uman, acum nu știu cât e de profesionist. Întâmplător, m-am uitat așa un pic peste viața și opera pare domnului Daniel Suciu, da. Și mie mi-a părut rău, dar după ce am parcurs CV-ul personajului în cauză, Ministerul Dezvoltării, cel mai important minister din Guvernul României, dincolo de puterea pe care o are Ministrul Justiției, Ministerul de Interne, influența Ministrului de Externe, oameni terminați cu prostiile. Ministerul Dezvoltării este șeful banilor în Guvernul României. Și având în vedere că doamna Dăncilă-i premier, vă dați seama că un ministru important la dezvoltare contează mai mult decât orice. Domnul Suciu are o carieră profesională, Radu, demnă de o cauză mai bună. Dânsul a fost un pic gazetar local în Bistrița. Fost jurnalist, da. Sau gazetar, pe vremea erau gazetari. El a fost gazetar, n-a fost jurnalist. Gazetar la Mesagerul de Bistrița. Da. După care a fost corespondent în Bistrița la evenimentul zilei. Se poate întâmpla oricui. Oricui stă în Bistrița, da, că nu poți să fii corespondent în Bistrița, din București. Da, mă rog. Da. Cam asta a făcut el, cum să zic eu, în câmpul muncii. Asta l-a declanșat pe el. Asta vreo trei ani. Asta l-a propulsat. Vreo trei ani. Vreo trei ani. Trei ani de zile, trei ani grei, trei ani mai avem puțin și facem doi ani de când suntem la măsuța asta. Da. Dar mă rog, cariera sa profesională
A durat 3 ani pentru că apoi s-a scris frumos civilizat, cum îi de bine unui om căruia munca nu i-a plăcut în mod special, în Partidul Social Democrat, devine consilier parlamentar. Cu cine trebuie să mă întâlnesc azi? Păi, domnul parlamentar, haideți că la 4 vă așteaptă cineva și la ora 5, dacă puteți, să vă vedeți și cu cei de la organizație, cred că e o strângere de fond. Deci cam asta a făcut dânsul în Parlament și, bineînțeles, a fost și șef de cabinet la prefect. Șef de cabinet. Vedeți că este cineva care vrea să vorbească cu dumneavoastră. Zis să aștepte 10 minute, Daniele. Domnul prefect, vă poate primi cam în 10-15 minute, dacă mai puteți aștepta. V-am ilustrat pe scurt cariera acestui om care va fi pus să gestioneze cel mai mare buget din Guvernul României, exceptând, bineînțeles, Ministerul Muncii, că acolo nu prea e ce să gestionez, trebuie să împarți banii acolo-i domnul Budăi. Ministerul Dezvoltării, Radu, la dânsul, care a fost secretară de politician și jurnalist local în Bistrița. De asemenea, și cam atât. S-a mai prezentat în fața opiniei publice și cu momentele teribile din Camera Deputaților, unde era să piardă la un moment dat, ne aducem aminte, Liviu Dragnea, șefia acolo, și s-a evidențiat acolo în lupte pentru că el conducea grupul Partidului Social Democrat. Liderul grupului camerei. Ceea ce înseamnă că e un om de încredere. Arată că era așa, ca o mână dreaptă a domnului Dragnea, ceea ce e important de menționat. De asemenea, la transportul, până la urmă, a răzbit domnul Răzvan Cuc. Din nou. A răzbit din nou după lupte importante petrecute în cadrul CEX-ului. Știm cu toții că la Giurgiu l-a contracandidat și asta a deranjat pe multă lume, așa, pe actualul ministru al economiei, pe domnul Bădălău. Da. La contracandidat, ceea ce l-a făcut antipatic, motiv pentru care a trebuit să se mute la domnul Arsene în parohie. Și în momentul de față, de acolo vine domnul Răzvan Cuc, de la Arsene. Iar va avea Arsene un ministru în guvernul meu. Vă dați seama, de la Arsene ne-au mai venit așa câteva doamne blonde, tinere și blonde. Ce e un lucru dar bun. Nu ești pe ăla important, nu te feri de cuvinte. Păi nu, am început cu partea bună, că măcar domnișoarele pe care le-a propus domnul Arsene sunt tinere, sunt blonde și le poți așa arăta ca ilustrație într-o emisiune fără să-ți fie rușine. Da. Celălalt venit de la domnul Arsene era domnul Andrușcă. Și acum stau și mă gândesc. Între fetele astea pe care le-a trimis la oraș, la București, nu orice oraș, domnul Arsene să fie în guvern și domnul Andrușcă. Mă gândesc că e mai bine cu fetele aia decât cu domnul Andrușcă. E mult mai bine. Acum, domnul Răzvan Cuc a reușit să răzbească aici. Este singurul ministru al transportului, eu cred că asta îl evidențiază, care s-a ținut de cuvânt. Da. Adică am tot avut miniștri ai transporturilor care au tot venit și au zis de asemenea lucruri. Extrem de realist acest Răzvan Cuc. Extrem de realist, riguros, e un om care nu minte. Uite, de exemplu, știm că s-a înscris la un doctorat. A evaluat cu precizie milimetrică numărul de kilometri, mă rog, sau suprafața pe care a zis o că va face, construi. Atât a făcut. Nu vă minte? Zero a zis? Nu vă minte? Nu-și bate joc de dumneavoastră? Zero a făcut. Deocamdată n-a declarat. A fost întrebat. După mandatul vechi. Stai un pic să-l instaureze acolo Klaus Iohannis și o să vină și să ne spună omul ăsta nu minte. Deci omul ăsta o să ne spună scădem cu 10 km de autostrada noastră. Sunt mulți. Sunt prea mulți. O să mai tăiem puțin de lei și poate va fi mai bine așa. S-a înscris la un doctorat. S-a înscris în septembrie 2008 la doctorat la Academia Română, având domeniul de interes impactul integrării Uniunii Europene și asupra comerțului exterior din România. Și a fost exmatriculat, n-a mai terminat doctoratul. S-a încheiat cu doctoratul, este un om care nu minte. Și a dat seama, pe cine mint eu cu doctoratul? Hai, doamne, ce deci... m-am apucat cu mine doctorat. Și mai e o chestiune. Vorba domnului Negoiță. Nici nu prea mai e de mare sezon acum cu doctoratul. Ce vorbim? În schimb, domnul Suciu, care vine la dezvoltare la bani acolo, are un master. A absolvit, are titlul de master, știi? A făcut un master la Institutul Șincai al Partidului Social Democrat. Același master îl făcuse și domnul Drăghici. Sunt oameni de ăștia care și-au dat seama că școala e foarte importantă în viața unui om și au dorit așa o dimensiune academică și s-au dus la Institutul de Studii Social Democrate al Partidului Social Democrat, Ovidiu Șincai. Deci o structură a PSD-ului și acolo s-au perfecționat. Și apropo de master, ne aducem aminte de Ioan Rus, care a fost ministrul transportului, care venise cu un master plan. Deci a avut și el master plan. Hai să vedem și o fată care s-a ocupat de despre master plan. Domnul Cuc s-au adunat câteva opinii, s-au adunat câteva declarații. Vedem întâi domnul Tudose la... Ce a zis despre Cuc, domnul Tudose, aseară, care a fost premierul... Sper că am subtitrat declarația. A fost premierul în timpul căruia era domnul Cuc ministru. Sau citim pe buze. Domnul Cuc, care a fost un exemplu pentru mine despre cum poți fi ministru și să nu faci nimic. Uh-huh. Nimic bun. Că m-am săturat să-i tot spun... Păi știu că erau și publice. Erau și publice. Da, un ședință de guvern, vă băteați joc de el, practic. Nu-mi băteam joc de el, dar, doamne, guvernul ăsta nu e al cuiva, este al României. Și am considerat că este normal ca ceea ce se întâmplă și anumite lucruri să-și găsească răspunsul în fața, în fața oamenilor. Avem și cifre
trei săptămâni v-am întrebat de ce ați prelungit mandatul cu 4 luni celui de la Talon. Și mi-a spus că vă asumați, că aveți încredere în el și că știe ce are de făcut. Așa este? Da, domnule primul ministru, așa este. Păi, eu să înțeleg că aveți încredere în el și împreună formați o echipă care vă asumă, vă asumați ce e acolo? 104 milioane pierdere pe 6 luni? Da, CFR Marfă, pierdere. CFR Călători, pierdere. Da, înțeleg că e o echipă foarte bună, dar nu mergeți în direcția care trebuie. Vrei să faceți autostrăzi și noi nu facem șanțuri? Vorbim de șanțuri, deci nu vorbim de autostradă. Păi dacă asta le faceți, ce pretenție să mai am atunci să finalizați lucrările? Eu vă spun, nu mai parlamentez, nu mai discut. Lucrurile sunt simple. 31 iulie, dacă nu domnul director, rezilia contractul. Momente emoționante cu domnul Răzvan Cuc la fața locului încercând să-i motiveze pe oamenii aceia că a zis că nu mai parlamentează, gata, s-a terminat cu parlare, s-a terminat, da, cu parlare. Văd că mai ministeriază. Da. Asta a zis, păi mai bine nici mai ministeriați așa. Care e motivul pentru care domnul Cuc, pe care l-ai lăsat să zboare din cuibul guvernamental, se întoarce la locul faptei? Care e motivul, da? Și că Cucu-i singurul, și-a dat demisia, Răzvan. Singura pasăre care își împinge. Da. Și am auzit comentarii genul că Dragnea și-a scos Cucul iar nu știu ce. Nu de acord cu așa ceva, și-a dat demisia domnul Cuc, adică n-a fost remaniat. Poate invita și pe Dima de la ProTV la baie. Vino să-ți ară ministrul transporturilor. Hai, dacă chiar te interesează. Mergi cu mine la baie? Vrei să vezi pe ministrul transporturilor? Mă gândesc că altceva ce-ar putea fi, da. Și apropo de domnul Tudose, care e foarte vorbăreț în ultima vreme și a dat drumul la vorbă. Și aia, eu cred că a făcut și de lecții, de dicție. A început, a intrat. Săracul vrea să se scrie în Pro-România de vreo 4-5 luni, dar abia acum a reușit să articuleze corect această cerere de regimentare la domnul Ponta. A lămurit între timp și această problemă care i-a atârna așa ca o situație greu explicabilă, momentul Shinzo Abe, când a venit premierul japonez în România. Și n-a avut cu cine să se întâlnească, că omul n-a mai putut să mai stea premier încă o zi. N-a mai putut, domne, se grăbea. Păi îți dai seama că ne-a compromis irreversibil și vezi că japonezii sunt și dificili. Ea nu te iartă. Deci noi, în momentul de față, pentru Japonia, suntem neașterți de pe hartă. Îți spun, Sige, acolo va fi că, cum era pe vremuri, înainte să termine exploratorii de explorat planeta. Pete albe. România este o pată albă. Sau chiar neagră, și pe harta Europei. Dacă ești cu un pic de roșu, deja avem steagul Japonia. Hai să-l urmărim pe domnul Tudose explicând momentul straniu. Nu, doamne, faci în luni înainte. Că doamne, ce nu te-ai întâlnit cu premierul Japoniei? Păi cum naiba să mă mai întâlnesc cu omul ăla să-i vorbim despre ce? În timp ce eu îmi strângeam ficusul să-i spun că ce o să facă el cu mine. Statul paralel el. Adică? Prin tot ceea ce face. Păi, care-i statul paralel? Am marșat pe ideea că aveți... Că SRI, că SIE, că... Prefața aia înțeles. Și postfața aia se... Am înțeles, am făcut un doctorat, dacă făceam doctoratul la medicină, probabil că mi-o semna domnul rector Popa. Nu știu, eu vă zic pe ce marșează. Nu, am înțeles, dacă făceam doctoratul în medicină, mi-o semna domnul rector Popa. Am făcut acolo, mi-au semnat aia de acolo. Că am fost la o școală unde am învățat ce înseamnă securitatea României, securitatea economică, securitatea în general, bă, poate ar fi bine să o facă toți. Fiindcă dacă domnul Dragnea sau alții aveau un minim interes pe securitatea națională, eu vă spun că nu te iau bugete la serviciile de informații. Iată niște informații date de domnul Tudose. Are și școală la bază. Care se vede clar că are calculator și școală la bază. Și cunoaște și limbi străine. Deci dânsul avea o problemă cu premierul nipon, că n-ar fi avut ce planuri pe termen lung să dezbată cu acesta. Nu și-a dat seama, sau crede că suntem atât de proști, încât nu ne dăm noi seama, că discuția asta n-avea niciun fel de miză. Ca să n-avem niciun fel de impresii greșite. Nu venise premierul nipon să se întâlnească cu premierul României și să stabilească, domne, noi japonezii ce facem de acum încolo? Am vrut să vorbim și cu voi românii, să vedem noastră cum vedeți situația, poate luăm pe un drum comun. Domne, era o chestiune de protocol. Deci dânsul nu se mai simțea legitim să vorbească atunci, după ce a fost obligat să-și dea demisia, sau mă rog, în perioada de interimat, să se întâlnească cu premierul Japoniei, pentru că, vezi, n-ar fi avut legitimitate. Domne, dar nu ne-am fi făcut noi de râs, ca să nu folosesc un alt termen. Mai puțin potrivit la televizor. Adică asta era problema lui. E păcat, Răzvan, că nu mai putea vorbi de planurile României. Păi arătai programul de guvernare, Tudose. Ar fi fost o întâlnire interesantă, pentru că Tudose vorbește, așa cum am remarcat, că vorbea Ion Iliescu, vorbea engleza în rusă. Am văzut cum vorbea doamna Guța Vasescu franceza în română. Domnul Tudose vorbește româna în japoneză, ceea ce i-ar fi pus pe aceeași plan cumva. Adică ar fi fost în aceeași ordine de idei. Premierul nipon să vorbească un pic mai bine și mai coerent să fie. Și acum ajungem la partidul domnului Victor Ponta. Domnul Victor era Ponta... deja, nu-i de la Ponta, exact, ne vine Tudose. Exact. Cum stătea domnul Ponta în partidul domniei sale, azi a făcut stătea foarte relaxat, că e loc. A făcut o achiziție
achiziție teribilă astăzi, domnul Victor Ponta, a angajat un om, Alin Marina îl cheamă, un tânăr social-democrat care a luptat alături de mine, zice domnul Ponta, în campaniile PSD. Războiul de independență. L-a angajat ca șef al Facebook-ului, al comunicării pe Facebook, pe domnul Răzvan Marina. Este cel care va gestiona această chestiune și vine domnul Victor Ponta și spune niște lucruri esențiale în privința lui. Era în ziua în care Dragnea își pusese toți harabagii plătiți de partid să spună acea minciună colosală cu Simona Halep, nu știu ce. Deci, practic, vedeți, domnul Răzvan Marina, Alin Marina, că a trecut în tabăra lui Victor Ponta, e un tip esențial, e un tip de o prezență pozitivă, în timp ce domnul Harabagiu, care a rămas în partidul, sau mă rog, era în partidul domnului Dragnea, este ceva derizoriu. Dacă domnul Harabagiu ar trece în partidul domnului Ponta, ar deveni, domnule, domnul Harabagiu nu este ca Alin Marina, de exemplu, de la Partidul Social Democrat. Deci tot ce trece în partidul domnului Ponta dă senzația, într-un fel, că devine ceva pozitiv. Hai să vedem o postare de-a domnului Alin Marina. Marina, mă rog, e un pic complicat. Alin Marina, sau mă rog, dacă nu avem, oricum, are dacă nu avem, poți să citesc eu la un moment dat, dar până atunci. Da. Băi, stau și mă gândesc, Victor Ponta a făcut și el o școală, a făcut. La specializare până Italia, pe acolo, o fi fost sau nu fi fost racolat de sie la un anumit moment, da? Adică pare un om care, știi cum, are ținut că trebuie să inspire și să expire. Are cel puțin câțiva neuron funcționali. Și s-a gândit domnia sa, mă, ce e de luat de la PSD? Omul de comunicare pe Facebook. Căci cât de bine funcționează PSD-ul în online. Deci PSD-ul, dacă are o problemă, o are pe zona asta de online, unde lucrează cu Barda. Toate partidele, dar absolut toate, domnule, de la USR, PNL, UDMR, plus, minus, infinit, tot ce vrei, domnule, toate partidele astea au înțeles că pe internet e bine să lucrezi chirurgical, un pic mai elegant. PSD-ul când vine pe online, vine cu un baros cu și cu o Barda. Vine cu bețe în roate, Răzvan, hai să nu ne complicăm bețe, prea mult. Și niște bețe în roate. Spune exact cu ce comunică toate PSD-ul. Toate partidele manipulează pe Facebook. Dar cum manipulează PSD-ul mai rar? Deci cred că Stalin acum, dacă a reușit cumva să-l resuscităm și să-l aducem să comenteze, după ce și-ar da seama ce înseamnă Facebook-ul, ar spune, bă, nu știu, e prea grobian. Nu, parcă n-aveți niciun pic de stil. Și tu pe omul ăla vrei să-l iei la partid? Hai să dăm o realizare a domnului Alin Marina, felul în care omul acesta comunică pe Facebook, motiv pentru care domnul Victor Ponta pare că el a ales să-l ia. Adică nu că, bă, n-am găsit, doamne iartă-mă, pe nimeni, am căutat, am vrut să-l iau pe comunicatorul USR, n-am reușit să iau de la oamenii care cu asta se ocupă, l-am luat pe ăsta de la PSD, care, doamne iartă-mă, mai bine nu-l ai pe nimeni. Așa? Mai bine lăsai așa liber. Mai bine lăsai Facebook-ul gol. Ai postarea Alex cu Chiobeșii? E un moment acolo. Alin Marina scrie pe Facebook în felul următor. În sfârșit pot fi de acord cu inițiativa fără penal în funcții publice. Din păcate, atunci când am ajuns și eu să îmbrățișez, mă rog, șez, da? Nu contează. Da, mă, doctrina asta, cei care au promovat-o cu sârga în la rândul tocmai se leapă de dânsa. Fosta șefa DNA Laura Codruța Chioveșii a fost citată, virgulă bre după Chioveșii, a fost citată la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Procurorul susține că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzațiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. În timpul ăsta, toți deontologii care ne tot disperă cu justiția în gură, din zori și până noapte, an la rândul, organizează un meeting în sprijinul penalei. Adică atunci când ea... Când ia de-ai noștri, justiția nu mai e bună. Abia aștept să văd cohortele de rezistenți ținând icoane cu codrupția în piața Victoriei. Aici se vede, miroase a talent, aici miroase hashtag-urile astea. Abilitate. Codrupția se numește. Hashtag codrupția este cel care a lansat un hashtag codrupția. Tocmai de aceea domnul Ponta zice, domnule, omul ăsta. Omul ăsta trebuie să luăm la noi. Și a făcut și o poză la care ajungem imediat acum. Să mai explic din punct de vedere teoretic noțiunea de dublă măsură cu hashtag sau exemplificarea a fost suficientă? Îți dai seama, săracul, nici măcar n-a înțeles de ce Chioveșii nu s-ar încadra ca victimă a campaniei fără penali? Căci acea campanie fără penali viza persoanele condamnate definitiv. Da, condamnate. Bun, dar ce să-ți înțeleagă creierul Facebook-ului PSD-ist? Că am văzut cât a putut să producă creierul Facebook-ului PSD-ist de-a lungul timpului. Și vine această poză care instaurează explicația pentru care domnul Ponta l-a luat. Uite ce e capabil omul ăsta să facă. E bun, știe și grafică. Știe grafică, știe foarte calculator, bun. Știe tot ce talentat vrei tu. Îți dai seama. Are înjurături, are tot hashtag. Ce trebuie știe pe hashtag. Facebook. Da. Și-a dat ei seama că știi că asta e ironia pe care o lansează stânga la adresa protestatarilor. Hashtagiștii. Îți dai seama, noi n-avem hashtagiști. Tu ești cu hashtag, știi? Tu ești cu hashtag, da? Sună așa. Ironic, zici că tu ești cu... Luarea de mită! Zi, domne, Diez! Ești cu Diez de la pe că hashtag naționalist e Diez! Da. Hai să vedem! Le-a plăcut și au făcut și ei hashtagiștii lor. Pentru că Victor Ponta trage și o
concluzie solemnă, zice, domnule, și-a dat ce seama. Ce spectaculos deci, e Ponta când trage concluzii. Hai să vedeți concluzia cu care ambalează lucrurile. Zice, internetul este cea mai valoroasă invenție pentru omenire din ultimul secol. Vine Victor Ponta și spune, atenție mare, poate nu știați lucrul acesta, vă dau această informație. Internetul face bine la om. Face bine la om. E ca, internetul e pentru om ca albina pentru pom. Cum ar spune, dar asta spunea Victor Ponta când era la PSD. Știi, când era el la PSD, avea PSD Mioveni unim. PSD-ul da. E pentru om, ca albina pentru pom. Acum nu poți să zici pro-România e pentru om, ca albina. Și ai venit pe zona asta de internet, ai investit masiv, l-a luat pe Zuckerberg ăsta de la PSD și îți dai seama ce se va relansa. Dar poate îl învață cineva pe Victor Ponta dacă tot a angajat un internaut. Da. Să-l învețe cineva să-și scrie postările. Că domnul Victor Ponta, când scrie pe Facebook, când face o postare de aia scrisă, ai senzația că are o cădere de calciu la fiecare semn de punctuație. Da. Stau și mă gândesc, 6 puncte de suspensie, la oare ce se va mai întâmpla când domnul Liviu Dragnea va trebui să nu știu ce. E vorba de stil, are un stil propriu, domnul Victor. Domnule, are un stil propriu care nu e în acord cu limba română. Deci omul ăla, la 3-4 cuvinte, pune niște puncte așa. Te lasă așa niște puncte, de zici că era un jurător acolo și a cenzurat-o. Da. Plus că astea semnele de punctuație, să zicem, domnului. Hai să-l ajutăm, că e tânăr, e la început de drum. Se pun în număr impar. 1, 3, 5. Pune bre, 2, 6. Nu, n-are sens. La această concluzie pe care a aruncat-o Victor Ponta, mă gândeam în momentul când îl ascultam pe ministrul culturii, pe domnul Brea, stând așa în fața Asociației Comunelor din România, ieri stătea așa domnul Brea și a tras și dânsul o concluzie în legătură cu acest, discret, așa, aproape, cu acest internet. Spera să nu-și dea nimeni seama, dar... Ascultați-l pe domnul Brea, ministrul culturii. Cultura și identitatea națională trebuie păstrată. Iar acest lucru trebuie făcut, în primul rând, de către dumneavoastră. Trebuie să fiți inițiatorii, trebuie să fiți cei care doresc să creeze o strategie astfel încât cultura și identitatea românească să nu dispară. Suntem într-o lume în care internetul, și o spun cu sinceritate și încredere, generează și manipulează tinerii sau tinerile generații și îndreaptă către alte direcții decât cele ce ar trebui să fie normale. Cultura și identitatea trebuie să-și recapete locul de altă dată. Internetul manipulează tinerii. Am văzut că l-a dat Victor Ponta pe acest băiat manipulator, care manipulează către direcții greșite. Păi dacă a dat postarea cu chioveșii penală, da. Manipulare. E clar. Dar nu-l manipulează nimeni pe ministrul culturii înspre limba română? De exemplu, să vedem internetul ăsta periculos, manipulator cum e. Dom'le, a oferit acces la informații și poți să găsești, de exemplu, Dex Online, Telecoma, ceva mai puțin, analfabet.ro, sunt multe site-uri pe care ar putea să le acceseze și ar putea afla atunci ministrul culturii că cultura și identitatea națională trebuie păstrate, nu păstrată, că sunt două, una e cultura, una e identitatea națională și deci ele sunt, nu ele este. Asta așa ca o curiozitate, luăm pauză. Manipulări de-astea gramaticale. Să manipulăm în continuare. Bună ziua! Am trimis ieri de dimineață o scrisoare președintelui României prin care am retras nominalizarea domnului Mircea Drăghici pentru funcția de ministru al transporturilor. Am luat această decizie întrucât am... Bună ziua! Am trimis ieri de dimineață o scrisoare președintelui României prin care am retras nominalizarea domnului Mircea Drăghici pentru funcția de ministru al transporturilor. Am luat această decizie întrucât am... Îl știți dumneavoastră pe președintele Bețe în roate care tergiversează într-una lucrurile ca Partidul Social Democrat să nu poată să pună în aplicare această guvernare spectaculoasă? Știți că întârzie tot timpul deciziile, îl rogi, domnule, dați-vă aviz după acest buget. Bețe roate și ai spus destul. Numiți președinte, numiți niște miniștri, doamne, da. Iartă-mă că n-avem drumuri. Dați-ne un răspuns în privința miniștrilor. Îl știți pe acest Bețe roate? Am auzit despre domnul. Căruia îi ia foarte mult să ia o decizie. Acum avem această situație în Senatul României care trebuie să ia o decizie, să supună la vot începerea urmăririi penale a domnului Tăricianu în dosarul Microsoft. Dar, Radu, asta nu e o decizie pe care s-o poți lua la nervi. Asta trebuie rumegată bine. Trebuie să te calmezi un pic și abia... Trebuie să te liniștești întru totul.
să te deconectezi de la toate celelalte detalii lipsite de importanță din viața ta. Și este ca vinul, cu cât o lași mai mult, cu atât se face mai bună decizia. Sigur, dacă e un vin de calitate, ceea ce aici am niște semne de întrebare. Președintele Comisiei Juridice, senatorul Robert Cazanciuc, a declarat că ar trebui prelungit termenul de studiere a dosarului de la DNA, prin care se solicită încuvințarea urmăririi penale. Deci să prelungim până la termenul de prescripție propunerea mea, ca să nu... Păi nu, dar senzația mea este că s-a prelungit, adică în sensul în care e o discuție care se purta acum vreo 3-4 luni. Da, domnule, 3 luni, de 3 luni. Ți se pare mult 3 luni? Nu, nu merge repede, când te distrezi merge repede treaba. Dar cum poți tu să trimiți așa, în doar 3 luni să te decizi să-l trimiți pe domnul Tăricianu să fie cercetat? Cum? Păi tu trebuie să te gândești. Să-l lăsăm pe domnul Tărceanu să fie cercetat sau să nu-l lăsăm pe domnul Tărceanu să fie cercetat? Să-l lăsăm sau să nu-l lăsăm? Și tot așa o ții 3, 4, 5, 6, 7, 8 luni. Hai, domnule, să-l lăsăm până la prezidențiale. Cred că de fapt despre asta e vorba. Nu vor acum, când dânsul este atât de bine cotat în sondaje, și când este practic viitorul președinte al României. Deci tu practic îl numești pe domnul Tărceanu președinte al României, când noi urmează să discutăm despre Liviu Pleșianu, care s-a luat la bătaie, între ghilimele, fie spus, mă rog, la harță, nu la bătaie. Aici este că marea era o bătaie, era o bătaie, dar n-a deci fost o bătaie. Liviu Pleșianu e singurul motiv pentru care domnul Călin Constantin Anton Popescu Tărceanu nu este încă președintele României. Dacă n-am fi avut acest domn Pleșianu, care și domnia sa este președintele României, domnul Tărceanu ar fi fost deja. Ori în momentul de față suntem într-o conducere bicefală a acestei țări, prinși așa ca într-o menghină, da, între președintele Pleșianu și președintele Tăricianu. Tăricianu, acum am văzut că domnul Pleșoianu a avut un conflict și eu citisem greșit, am și chestia, uneori am crezut că cu Moroșanu. Zic, uite, s-a luat la bătaie cu Moroșanu, dar era Moșteanu. Păi n-avea curaj Moroșanu să se prezinte în fața președintelui Pleșianu. Era Moșteanu de la USR. Da. Oameni buni, urmează niște înregistrări interesante și veți înțelege de ce după președintele jucător Traian Băsescu... O să avem un președinte bătător? Avem momentan un președinte judecător, nu că așa au zis Klaus Iohannis. Da. Da? Sau gânditor. Că se gândește mult. Mult de tot. Da. Sau bețe în rotor. Vom avea președintele luptător Liviu Pleșoianu în toată splendoarea sa. Cel mai important moment în carieră de până acum. Da, vă mulțumesc. Văd că încep să scrie din partea grupurilor câte 2 sau 3 reprezentanți. Apucăturile puterii? Aia trăiesc în publicitate. Trăiesc în publicitate. Ceea ce sigur e trăiesc în teleshopping. Dom'le, e un pic straniu pentru că stai și te gândești că, dom'le, în mod logic ar trebui ca presa să se ocupe cu a critica puterea, nu a lăuda puterea, am discutat și ieri, nu mai reluăm. Păi n-auzi, dacă și termenul de independent e dus în derizoriu de viitorul președinte al României, Liviu Pleșianu, da, să revenim un pic la el. De ce nu pun un ring într-un mall, de exemplu? Asta este întrebarea mea. Dom'le, în primul rând, bătăile n-ar trebui să aibă loc în Parlamentul României, că nu suntem aici în Ucraina. Mall-urile din București. Mall-urile din capitală sunt un loc foarte... Sunt făcute pentru așa ceva. Mai mult pentru asta au fost construite. De-aia sunt și mall-uri în oraș, spre deosebire de alte orașe unde sunt în exteriorul lor. Sau, nu știu, într-un alt cadru organizat. A mers până acolo, iată aici. Iată aici ce îmbățoșare, ca președintele Bețe Roate. Asistăm la acest schimb așa de priviri din partea celor doi, care s-a soldat cu niște zâmbete și au plecat. Dom'le, sunt două variante. Ori te duci acolo și devii un penal, începând să te bați cu alți colegi, ceea ce nu e în regulă, dar măcar nu ești un penal penibil, ori ești un om penibil care se duce să se bată și în ultimul moment își dă seama că nu, dom'le, am trecut doar așa să vă bat obrazul, nu pe dumneavoastră. Acum, hai să ne gândim. Când s-a ridicat ăsta și a apărut un pic mai înalt decât domnul Pleșoan, da, domnul Pleșoan a zis, domnule, a devenit ironic. Dar ce suntem animale să ne batem? Deci vrei să... Dar stau și mă gândesc. De unde se declanșase domnul Pleșoan, că domnule, trebuie să nu se poate așa ceva, o să-mi fac... Calc în picioare. Cu luptele, cu pomnii, cu astea. Și când s-a ridicat ăsta, cum îl cheamă, Moșteanu, s-a ridicat Moșteanu ăsta și era mai mare. Dar nu intra în cadru? Pleșoan, domnul Pleșoan, haide să vorbim cu argumente, până că suntem oameni. Argumentele. Nu poate să dea și un jandarm, domnule deputat USR. Și acum întrebarea următoare, Radu. Având în vedere că știm, domnul Pleșoan e viitorul președinte al României. Da. Deci de la finalul acestui an, că putem să vorbim despre... Corect. Cum îi place lui să zică, locatarul de la Cotroceni. Și mă irită stereotipiile astea. Da. Locatarul din deal, locatarul de la Cotroceni. Mă rog. Pe cine crezi tu că va lua consilier prezidențial în echipa sa președintele Pleșoian? Că va trebui să-și facă o garnitură de oameni de ce încredere care să-l consilieze. Și-ar lua domnul Pleșoian. Da, pe cine? Ca,
în postura de consilier, stai să mă gândesc repede, că domnul Pleșoan nu are foarte mulți prieteni, are câțiva. În nume pe degete. În primul rând, această bătălie, trebuie să admitem lucrul ăsta, fac o paranteză, ar fi trebuit să se ducă domnul Pleșoianu pe Facebook, l-ar fi bătut foarte rău pe domnul ăsta. Nu, că l-am văzut și postarea lui Moșteanu, nu te și Moșteanu tare pe Facebook. A fost mai tare. Deci dacă se pune pe cuvinte, îi bate pe tot. Nu știu, lupta e strânsă. Nu știu, nu vreau să mă pronunț. La cine te gândești? Ce consilier? N-are nevoie de consilier. Omul ăsta se descurcă singur, vă spun. Mă gândeam că răzbate singur. Eu mă gândeam că l-ar fi luat pe domnul Mircea Badea, care a fost prima opțiune. Dar, de altă parte, cred că și-ar lua și pe cineva care se pricepe la bătaie. Da. Că ar trebui și ceva să-l ajute și pe zona asta. Sunt mulți oameni pe care îi poate lua. Uite, de exemplu, domnul Ciuvic a mai fost la Cotroceni. A fost la domnul Emil Constantinescu. Poate lua un om cu experiență. Da. Dar iată, ar putea. Ar trebui și cineva care se pricepe la lupte ceva mai bine. Ăsta e Liviu Pleșoianu, l-ați văzut. Starleta Partidului Social Democrat. A trebuit să-l calmeze Cozet Chichirov. Eu nu am înțeles nici pe useriști ăștia. S-au strâns așa toți ciorchine în jurul Pleșoianului. Haideți, domnul Pleșoianu, de ce să-l bagi în seamă? De ce să-l bagi în seamă? De ce să-l bagi în seamă, mai ales că mai vedem un pe Moșteanu cu 20 cm mai înalt. La Partidul Social Democrat ieri, dintre domnul Oprișan Marian și domnul Liviu Dragnea, hai să încercăm să poate reușim să vorbim despre asta repede, pentru că domnul Oprișan, hai să-l ascultăm, a făcut niște acuzații teribile, aseară când a ieșit din CEX-ul PSD, a ieșit pe scandal și o să vedeți ce a ieșit, să-l ascultăm. Cine să crede stăpânul partidului? Cine să crede? Unii să mai crede stăpân, da? PSD, Partidul Social Democrat, este cel mai puternic partid din România? Am înțeles, lui. Da, l-am văzut pe domnul Oprișan declarând niște lucruri acolo. Mă rog, ideea este că domnul Oprișan l-a acuzat pe Liviu Dragnea de foarte multe lucruri cumplite. Unul dintre cele mai cumplite a fost următorul. L-a acuzat pe Dragnea că a plătit articole în presă împotriva Olguței Vasilescu pentru a-i submina șansele de a fi numită ministru al transporturilor. Și acum hai să ne aducem... În care presă? În presă, hai să vorbim exact în ce presă a decis domnul teribil domn Dragnea să plătească, pentru că scandalul acesta cu casa doamnei Olguța Vasilescu a apărut inițial în presa Partidului Social Democrat ca un paradox. Mm. Adică scandalul acesta și această informație despre casa doamnei Olguța Vasilescu în primă fază a apărut într-o publicație a domnului Alexa. Domnul Alexa este, Liviu Alexa, este trecut pe lista celor care primesc bani de la Partidul Social Democrat. Este un domn care are francize în toată țara și a apărut în, cred că, în ziarul de Craiova sau ceva de genul acesta, această informație, care după aia s-a dus în toată presa din România. Este o acuzație pe care domnul Marian Oprișan i-a făcut-o domnul Liviu Dragnea și hai să-l ascultăm pe domnul Dragnea răspunzându-i domnului Marian Oprișan. S-au făcut și reproșuri în cadrul acestei ședințe și domnul Marian Oprișan a spus chiar la finalul acestei ședințe că uneori vă credeți stăpânul PSD-ului. Cum? Puteți să repetați? Marian Oprișan a spus despre dumneavoastră că uneori vă credeți stăpânul Partidului Social Democrat. Da, am auzit și eu, nu sunt de acord cu ce spune el. Și că de când ați venit la București v-ați metamorfozat în stăpân. Da, așa e. Oamenii își mai schimbă părere. Sunteți stăpânul PSD? Am spus că nu. Marian Oprișan a anunțat că la anul 2019 vor exista alegeri în Partidul Social Democrat și speră că această dictatură a domnului Dragnea să ia sfârșit. Cam asta e tentativa. Trebuie să mai aducem aminte că în anul acesta au existat o grămadă de festivități, ca și anul trecut, momentul centenarului și așa mai departe. Toate s-au desfășurat, toți membrii Partidului Social Democrat de vază s-au dus acasă la domnul Marian Oprișan. El este cel care îi găzduia acolo și asigura la fața locului. Casa mare. Da, bună dispoziție. Președintele PSD Marian Oprișan nu va ajunge niciodată. Asta nu e un subiect. Mă uitam așa câți bani a primit de la Partidul Social Democrat, nu de la Liviu Dragnea. Domnul Liviu Alexa. Liviu Alexa a primit 431.000 de lei. Jumătate de milion de lei aproape a primit domnul Liviu Alexa de la Partidul Social Democrat. Acum mă gândesc că Partidul Social Democrat nu are conturile pe numele domnului Liviu Dragnea, da? Deci nu cred că poate Liviu Dragnea să plătească. Nu poate să plătească, dar poate să favorizeze prin decizia domniei sale, că înțeleg că uite ce zice domnul Marian Oprișan, că este stăpânul partidului. Și dacă e stăpânul partidului, domnul Liviu Dragnea decide așa și zice, banii aceștia ai partidului Marian Oprișan, în ce presă se duc. Adică doar nu contestăm faptul că Dragnea decide unde se duc banii Partidului Social Democrat. Ba da. Contestăm? Da, contestăm. Uite, eu nu cred că domnul Liviu Dragnea... Decide altcineva la partid. Nu cred că ia singur decizia. Deci e o democrație în partidul social. Păi nu știu, îmi semnează el? Nu știu, mă gândesc că poate și
domnul Drăghici avea vreo tangență, că era trezorierul partidului, da, nu? Adică da. Mă gândesc așa că Dragnea nu fuge cu banii din contul ăsta și face exact ce vrea cu ei. E democrație în Partidul Social Democrat. Mă gândesc deci așa că domnul Drăghici înseamnă, da. Să-l iau pe domnul Mariano Prișan și să-l cred pe domnul Mariano Prișan pe cuvânt care l-a susținut pe Dragnea până acum, mi se pare așa o dovadă de naivitate. Eu cred că domnul Mariano Prișan știe exact ce se întâmplă, doar că și-a refăcut calculele acum. Domnule, asta cu dictatura, păi eu l-am văzut pe dictatorul Dragnea țipând într-o sală plină de la Congres. Mai vreți să fiu președintele vostru? Și nu l-am văzut pe lucidul domnul Prișanu zbierând de pe fundal. Nu mă dute acasă, da, stăpânule. Clar că omul se mișcă dintr-o parte în alta, dar este la fel de clar lor. Că în Partidul Social Democrat Liviu Dragnea decide. Pauză și ne întoarcem. Dar nu decide niciodată singur.